Salut și bine ați venit pe canalul George Adventure 101. Astăzi vom face un unboxing la cortul de dormit Nightcat. Din specificații promite să fie suficient de spațios pentru două persoane, dar îl vom monta și vom vedea dacă este suficient de spațios. Am achiziționat totodată cu acesta și două saltele. Le vom desface și pe acestea și le vom pune în cort să vedem dacă este suficient spațiu și totodată îi vom testa și rezistența la apă. Îl vom uda cu furtunul să vedem dacă rezistă la apă. Stați lângă mine și să vedem ce iese. Mai dețin un cort de 4 persoane, Coleman. Sunt foarte mulțumit de acela. Dar este un pic cam dificil de transportat, este mai mare, mai greu, chiar și pentru tipul meu de șir cu ATV-ul ocupă prea mult spațiu, așa am decis să cumpăr ceva mai mic. Nu am experiență foarte mare cu corturile, dar un lucru care este de calitate și se descurcă spune singur. Nu trebuie să ai foarte multă experiență. Avem și plasă aici pentru ventilație. Am făcut ceva, a ieșit bine. Chiar sunt curios cum vor avea loc două persoane aici, dar stați o secundă că nu sunt mulțumit cum l-am pus. Acum, am văzut că nu se forțează prea mult elasticul, dar cum am mai spus, puteți să vedeți cum se montează de cineva fără experiență și știți cum zic eu, dacă eu greșesc, voi aveți de unde să învățați. Foarte frumos.
montat cortul. Prima impresie este foarte bună. Se montează foarte ușor. Surprinzător de ușor. Nici nu am mai avut cort așa mic de două persoane, ca să pot să spun. Desfacem și saltelele. Cam acestea sunt, tot de la Night Cut. Foarte ușoare. Și din ce am văzut vin și cu o surpriză. Stai să vedem. Cam așa. Vin și cu o mini lanternă de noapte. Haide să vedem. Oh, și câteva petice în caz că se sparge. Oh. Acesta este lanterna. Nu vine și cu baterii, cred. Pentru cei care ați mai avut, nu cred că este o noutate, dar mie mi se pare interesant cu pompița asta aici, în caz că nu ai cu ce să umfli sau trebuie să umfli cu gura, decât să amețești, deja a început să se umfle. Foarte ușor, maxim un minut, s-a umflat. Haide să vedem cum îi facem loc aici. Acum vedem dacă cortul poate fi folosit și de două persoane. Din ce văd eu este cam la limită pentru a doua saltea. Dar vom face o probă. Cam 20 înălțime. Și lungime. Eu am 1,85 m. Suficient spațiu. Suficient. Haideți să vedem și gămăza de noapte, de la saltea. Are două trepte, trei trepte de luminozitate și flash-ul. Cred că e destul de utilă noaptea. Intră fix două saltele
Cam așa se prezintă interiorul. Foarte, foarte spațios. Și ce îmi place? Veozele acestea micuțe se fixează aici. Dacă vrei, la în partea de jos a saltelei. Și vin cu niște căpăcele. Acestea se înfiletează. Stați un pic, e mai dificil cu o singură mână. Cam așa vin căpăcelele și pot fi agățate sus aici ca o veoză. Foarte spațios. Chiar și două persoane. Ca prima impresie, foarte mulțumit. Ca a doua impresie, după ce le voi folosi și saltelele și curtul, atunci voi putea spune cât sunt de utile. Acum vom face și un mic test, să vedem dacă pătrunde apa în interior. Într-adevăr, când plouă poate mai multe ore, dar măcar un mic test. Se prezintă bine, momentan pare hidrofob, așa, apa alunecă pe el. Nu cred că vor fi probleme momentan, dar în timp vă dați seama, pot apărea. Cea mai bună experiență este cea după folosire. Așa, la un mic test, se prezintă foarte bine și sunt foarte încântat. Dacă vor apărea probleme pe parcurs, vă voi spune în viitoarele mele clipuri. Super! Nu, s-a scuturat instant apa. Și cam atât cu micul meu review despre acest cort. Eu personal sunt încântat. A rezistat și la apă. Într-adevăr, nu se compară cu un test în natură. Acolo va fi adevăratul test, unde poate ploua câteva ore sau o noapte întreagă. Dar pentru un cort așa micuț s-a descurcat destul de bine. Sunt foarte încântat și de cele două saltele, care vin cu pompă manuală încorporată și vin și cu aceste mici veoze, care sunt detașabile și le puteți folosi și în afara cortului. Din ce am văzut în specificații, cortul cântărește undeva la 2,4 kg, dar pentru mine nu înseamnă nimic, mi se pare ușor, dar cei care au experiență și fac cărătorii mai lungi, e posibil să spună că este greu. Nu știu, puteți să-mi lăsați în comentarii dacă e greutatea. Vă voi mai lăsa ceva detalii pe ecran scrise, nu le-am reținut pe toate. Știu așa în mare că are 2,20 m lungime, dar vă dați seama, eu nu sunt un expert în făcut review-uri și posibil să mai greșesc anumite detalii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și un share. Și dacă aveți întrebări, puteți să-mi lăsați în comentarii.
Pe mine mă încurajează și pe voi nu vă costă nimic. Mulțumesc frumos, până data viitoare, numai bine!